Național Școala Deschisă de Fotbal Distractiv este implementată în Republica Moldova din anul 2006. Din cadrul acestui proiect face parte și programul special Sport plus Școală plus Poliție, inițiată de către Federația Moldovenească de Fotbal și Inspectoratul General al Poliției Republicii Moldova, cu suportul organizației neguvernamentale din Danemarca. Scopul principal al proiectului este consolidarea societății, apropierea oamenilor prin intermediul fotbalului, promovarea fotbalului feminin și atragerea cât mai mulți copii în activități sportive. În raionul Ochnița a fost implementată de către Asociația Raională de Fotbal, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție și Direcția Învățământ, cu suportul administrativ și financiar oferit de Consiliul Raional. În acest an s-au distrat jucând fotbal circa 200 de copii, care au participat și la diverse concursuri distractive, fiind îndrumați de instructori și antrenori. Participând în acest proiect, copiii curioși au aflat multe lucruri utile pentru siguranța proprie de la angajații Inspectoratului de Poliție. Potrivit lui Victor Ursan, lider de proiect, festivalul fotbalistic a durat câteva zile consecutiv, după care au urmat activități tematice de masă în fiecare instituție implicată în proiect, care a beneficiat de mingi de fotbal și inventar sportiv. Totodată, toți antrenorii și copiii au primit în dar echipament sportiv. În raionul Ochnița, Școala Deschisă de Fotbal Distractiv a fost la a 7-a ediție.